Ah, ce tare. Foarte frumos pe aici. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Suntem în Calambaca, plecăm să vizionăm meteora tangențial, după care iarăși pe Coclauri. Ăsta e hotelul unde am noptat, foarte ok, foarte, foarte ok. Cu toate că nu sunt prea multe vești pe zonă. Acesta este Calambaca. Terase cochete. Foarte curat. Vrem să băgăm ceva benzină. Nu prea o treabă ăștia cu prioritate. Sau ăsta nu-i simț giratoriu, dar așa scrie. Ăsta e marcajul. Yes. Ce minun face natura. Și acum mai departe. Și așa mai departe. Ce tare, Royal Enfield. Căluț! Așa singur pe marginea drumului. Nu cred că sunt sălbatici. Nu există așa ceva aici.
că e prima oară cu adevărat când văd Grecia. Când o cunosc, că de văzut am mai văzut-o. Este destul de ofertantă și foarte frumos. Chiar aici, să vezi. Și-a. Mi-a venit un văzăune mustat. Plahava. Cârciumă tradițională. Foarte frumoase terasele astea ale râurilor de munte. Și mâncarea excelentă și prețul decent. Altă testoasă. Mamă, câte sunt. Am luat aici să vă șuiesc. Alta. Mamă, mamă. Da, de unde stătea testoasă? Testoasele ninja au fost deportate. Calitate frumoasă, la țară, la ei așa. La măcar toate sunt la un fel. Ce liniște, acum dau seama că nu ne-am întâlnit cu absolut nicio mașină. În porțiunea asta. Deci cam așa arată Grecia rurală. Nu cum o știm noi după autostrăzi. De ore bune n-am văzut o mașină. Așa să fie. Ce căutăm noi să le stricăm lor liniștea? Oprim la o cafea. Foarte tare tavernele astea ale lor pe aici. Mâncarea foarte, foarte gustoasă. Nu vorbesc nicio limbă decât greacă și te descurci cu ei la fix. Foarte frumoasă zona. Grecia, în general, Grecia rurală. Și mâncarea are cu totul alt gust. Se vede că nu sunt crescute cu nitrați, nitriți și alte nebunii. Ce Alpi, dacă vrei viraje te poți da în Grecia cât vrei și super liber. Nu spun că Alpii n-ar fi frumoși, dar că vrei drumuri virajate și libere, ăsta e locul.
educaționale, zone rurale. Și bisericile, și arhitectura, totul, toate sunt la fel. Nu vezi un acoperiș roșu, unul verde? Nu există așa ceva. Exact ce vă spuneam, toate la fel. Ce capelă drăguță. Și zgomotul e ceva mai puternic. Deci că ești din Hawaii? E imens la mine. Foarte mare. Podul pe care am trecut. De apă, cred că vine din lacul de acumulare. Păcuțe! Se vedea de sus. Wow, ce fain e!
tare. Foarte frumos aici. Asta e adevărata Grecie. Și autostrăzile au rolul lor, evident, da? Șarpii, l-ați văzut? Facem și ceva off-road. Dar nu mai e off-road-ul ăsta. Ce frumos cerpește drumul. Stai ca site-ul de la noi, Românica, bătrâna. Nu cred că are niciun sau are un locuitor. Ia să vedem. Asta chiar pare să s-a părăsit. Ah, nu, e chiar așa. Dacă și pe coclaurile astea sunt în stare să mențină o ținută jos pălăria. Ăsta a dat de două bani. Thank you.
Suntem în traficul infernal de Salonic de ora 17:26. Foarte aglomerat. Neața, din nou. Am plecat din Salonic și din fericire, din păcate, ne întoarcem către casă. S-a cam terminat concediul ăsta. Bucata asta de concediu.